perioada în care lucrăm la bugetul municipalității pentru anul 2012. Deja am avut o serie de discuții începând încă din decembrie. Au fost afișate și pe site-ul primăriei rezultatele acestor discuții într-un buget preliminar care rămâne sub rezerva alocațiilor de la bugetul de stat conform cu dispozițiile legii bugetului de stat pe 2012. În continuare se lucrează pentru echilibrarea bugetului, pentru că veniturile și cheltuielile trebuie să fie aceeași sumă. Estimăm venituri pentru anul 2012 la nivelul a 93 de milioane de lei față de anul trecut, când bugetul a fost de 88 de milioane de lei, deci o creștere de aproximativ 5 milioane de lei. Evident că principalele cheltuielile reprezintă cheltuielile social-culturale, care sunt aproximativ jumătate din buget, în jur de 41 de milioane de lei. Trebuie să facem remarca că în cadrul acestor cheltuieli intră și salariile cadrelor didactice. Pentru capitolul servicii și dezvoltare publică, locuințe și mediu, am prognozat în jur de 35 de milioane de lei. Sigur, aici intrând și cheltuielile de cofinanțare a proiectelor și în primul rând a proiectului de vladă a paternalei mari de reabilitare a infrastructurii de apă canal, a proiectelor pe mediu de vladă de ecosal, cofinanțarea proiectului Parc Izvor Zorului. În cadrul acțiunilor economice în care sunt cuprinse transferuri către serviciile publice și societățile comerciale ale municipalității, s-au prevăzut în jur de 26 de milioane de lei, dar toate acestea, repet, sub rezerva alocațiilor bugetare care urmează să le primim de la bugetul de stat. Proiectul în această fază provizorie se află pe